13 iulie, o dată specială, un eveniment important pentru istoria Gazei Feră, focul de la Copșa Mică, un moment care rămâne în istorie și care a fost dezbătut foarte mult. Domnule Chisăriță, ne întâlnim chiar cu o zi înainte de o aniversare. Câți ani se împlinesc? 84 de ani se împlinesc mâine de la acest eveniment. Un eveniment care, chiar dacă reprezintă un mare eveniment, totuși a fost un eveniment trist, a fost un eveniment nedorit și care practic a lăsat urme importante în ceea ce privește sectorul gazei fer, atât negative prin accidentul care s-a produs, cât și diverse invenții, inovații care au fost necesare a se realiza urmare a acestui eveniment nedorit care a apărut la Copșa Mică pe Valea Șomârtului, mai exact. Cum s-a întâmplat de fapt? Istoria este mult mai adâncă decât data de 13 iulie 1933 și de fapt plecăm încă din anul 1910-1911, când zăcământul de la Copșa Mică a fost pus în evidență de către diversele lucrări de cercetare geologică sumară, a spune, și când acolo s-a identificat pentru prima dată gaze naturale. Au fost forate diverse sonde, sonda 1, sonda 2, sonda 3, sonda 4, Copșa Mică, în diverse intervale de timp. Primele două au fost forate imediat în preajma anului 1911. Ulterior s-a oprit cercetarea în acea zonă, au fost descoperite alte zăcăminte, nu neapărat mai importante, dar puse în legătură cu industria din diverse zone, și aici vorbesc de Sărmășel, pus în legătură cu industria din Turda, vorbesc de Șaroș Ungureț, pus în legătură cu industria din Târnăveni, Basna, pus în legătură cu Mediașul, și atunci oarecum întrebuințarea nu și-a dovedit utilitatea. Această întrebuințare apare pentru prima dată sub aspectul unui proiect în anul 1929, când încep discuțiile între Primăria Sibiu și Societatea Sonamentan din Mediaș pentru introducerea gazelor în Sibiu. La acel moment s-a identificat zăcământul Copșa Mică ca fiind un zăcământ de alimentare a orașului Sibiu. În același timp, cu negocierile pentru construcția conducte de transport, respectiva puncte de distribuție în Sibiu, încep și activitățile de explorare, exploatarea gazelor pe zăcământul Copșa Mică și se forează practic sonda 3 și 4 Copșa Mică. Din păcate, negocierile între Primăria Sibiu și Sonamentan au trenat foarte mulți ani, au fost aproape 10 ani de negocieri, datorită faptului că primarul în acea vreme a Sibiului nu accepta ca pe teritoriul Sibiu, pe teritoriul orașului Sibiu, să fie montate conducte de oricine altcineva decât de primăria orașului. Mm-hmm. Sonamentan, ținând și el acest monopol, să spunem, natural, practic aproape 10 ani de zile au durat aceste negocieri, ceea ce a făcut ca între 1929 și 1933 să se foreze doar sonda 3 și 4, după care să se oprească practic activitatea de foraj din considerente de lipsă de debușeu acestor gaze. În 1933, prin intervenția Ministerului Industriilor, se părea că se reevalua în rapiditate această construcție a conductelor la Sibiu și începe o activitate mai accentuată de foraj, respectiv terminarea sondei 4 și forarea sondei 5 Copșa Mică. Care a fost momentul și care a fost cauza incendiului? Deci asta a fost istoria. Cum am ajuns la Copșa Mică. În 10 martie 1933 începe activitatea de foraj la sonda 5 Copșa Mică, sonda care de fapt a determinat acest incendiu. Lucrurile de foraj sunt avizate de către Ministerul Industriilor, așa cum prevedea legea în acel moment, în care s-au stabilit atât locația cât și etapele de forare. Aici avem un prim element de unicitate care apare. Programul de forare conținea în premieră tubarea la zi a coloanelor. Până la acel moment nu se făceau aceste tubări la zi a coloane. Este prima dată când într-un program de foraj apare ca toate coloanele să fie tubate la zi. Se începe forajul, după cum ziceam, 10 martie 1933. Lucrurile merg relativ bine până la 109 metri adâncime, când s-au furat deja două, când s-au tubat deja două coloane. Se forează ulterior
până la 760 de metri adâncime, între 109-760 de metri nefiind tubată pentru a se executa diverse lucrări de evidențiere a prezenței gazelor naturale în respectivele strate. Și practic undeva în luna iunie, mai exact pe 24 iunie, se constată o serie de probleme la nivelul sondei 5 Copșa Mică, și anume faptul că se întâlnesc zăcăminte de gaz natural cu presiuni foarte mari pentru adâncimea la care ne găsim, faptul că noroiul de foraj care era folosit în forarea sondei 5 Copșa Mică nu îndeplinea cele mai bune proprietăți datorită lipsei argilei de pe Valea Șomârtului, fiind o zonă foarte nisipoasă, și atunci lipsa argilei făcea ca acest noroi să nu prezinte cele mai bune proprietăți de izolare a stratului. Toate acestea au făcut ca în 24 iunie conducătorul activității de foraj să solicite Ministerului Industriilor practic tubarea la zi a unei coloane cu 240 de metri sub talpa stabilită a sondei, care era de 900 de metri. Au plecat aceste cerințe către Ministerul Industriilor și, din păcate, răspunsul sau aprobarea a întârziat să vină. Pe data de 8 iulie, în zona Mediașului, în zona Copșa Mică, a existat o foarte mare furtună, o rupere de nori, care a determinat inundații masive, alunecări masive de teren, acestea făcând ca stația de pompare apei din Târnava Mică către sonda 5 Copșa Mică, care asigura practic realizarea norului de foraj și continuarea forajului, să fie inundată și oprită practic circulația apei către sondă. Ceea ce determină conducătorul activității de foraj să oprească activitatea de foraj, să retragă garnitura în zona 109 metri, deci practic în zona în care era cimentată coloana, și să lase norul de fluidul de foraj practic în zona netubată. În perioada 8 iulie, practic 11 iulie, până s-a repus în funcțiune stația de pompare pe Târnava Mică, norul de foraj care a rămas în coloana netubată s-a separat, apa s-a pierdut în straturi, tot ce a însemnat partea de îngreunare a norului s-a decantat și practic întreaga gară de sondă a fost umplută de gaze naturale, cu o creștere continuă a presiunii în această zonă a gării netubate. Concomitent cu acest eveniment, pe Valea Șumârtului au loc diverse alunecări de teren care s-au produs în aval de sonda 5 Copșa Mică. Toate acestea au făcut ca în seara de 11 iulie 1933 să pornească o erupție care s-a produs la circa 750 de metri de gura sondei și în care au început să emane gaze naturale. Lucrătorii în activitate de foraj au redeschis sonda, au încercat să facă recirculație, din păcate n-au reușit să recâștige sonda, ceea ce a făcut ca erupția pornită pe 13 iulie 1935 la ora 19 să continue să se să dezvolte un crater propriu-zis, un crater de diametru circa 40 de metri, care la început arunca secvențial nisip, ulterior a început să antreneze și apă, era practic o baie care clocotea. Și totul a culminat cu faptul că în 13 iulie la ora 15.45, datorită probabil la scânteii determinate de două roci care s-au atins, gazele să se aprindă. Practic, 13 iulie la ora 15.45 este momentul în care această emanație de gaz s-a aprins, focul de la Copșa Mică a demarat și o să vedem că el avea să fie oprit definitiv, avea în 21 martie 1940. Cu toate că prin încercările făcute imediat după acest incident, pe data de 30 iulie 1933 se reușește oprirea focului, practic printr-o cantitate enormă de noroi introdusă în sonda Copșa Mică, care avea legătură cu canalizația care determina erupția produsă la gazelor naturale, s-a reușit oprirea focului, nu și a erupției. Din păcate, doar pentru puțin timp, între orele 18.40 și orele 23.05, flacăra s-a stins, la 23.05 s-a reaprins și avea să mai fie oprită doar pe 28 martie 1940. Există niște imagini de arhivă realizate de un cineast din Germania, pe care le-am găsit pe YouTube, le și cunoașteți. A devenit o atracție a locului, focul de la Copșa Mică. Deci focul de la Copșa Mică
să zicem, după anul 1935, când practic diversele încercări de oprire și au fost diverse inovații, unele cu caracter unic în Europa, practic au eșuat, oamenii au acceptat că probabil reușita stingerii flăcării va fi doar în momentul în care stratul care alimentează propriu-zis focul își va diminua din putere, se va consuma pur și simplu. Și au acceptat că practic singurul element concret este timpul prin care gazul se va consuma și o să vedeți că nu doar prin arderea în aer, urmarea fumului Copșa Mică, ci și prin construirea 17 fabrici de negru de fum în zona Copșa Mică, tocmai cu scopul de a epuiza rapid stratul de gaze naturale, el a devenit o atracție. Practic, între 1935, când s-a concluzionat că trebuie să scadă, repet, presiunea în strat, și 1940-39, undeva în preajma războiului, el a devenit o atracție turistică și consider că inclusiv cineastul amator care a realizat aceste imagini practic s-a deplasat tot într-un scop turistic și imaginile au fost realizate pentru arhiva personală. Întrebări sunt inedite, sunt singurele imagini pe care le cunosc să existe, deși există destul de multe poze, există vedere, există plicuri cu ceea ce a însemnat focul de la Copșa Mică, sunt singurele imagini pe care știu să existe despre focul de la Copșa Mică. Unii spun că se vedea de la Mediaș. Da, mă refer la mărimea, la intensitatea focului. Și un articol interesant, chiar și o poză, care se găsește într-un ziar al Vremii din 1934 și în care se prezintă centrul Mediașului noaptea, iluminat într-un roșu aprins datorită acestui foc de la Copșa Mică. Totuși, distanța până la Valea Șomârtului, unde s-a produs incendiu, este de circa 7,5 km. Există un oarecare paravan dat de dealul de deasupra de Proștea, dar totuși linia era relativ bună de vedere, de preluarea imaginii, să spunem, și în același timp flacăra era imensă. Discutăm de o flacără cu un diametru de 40 și care atingea și înălțimi de 160 de metri. Deci era o lumină foarte puternică care a degajat. Dincolo de elementul turistic și de elementul de iluminat al Mediașului și al localităților din jurul împrejur, un alt element interesant care s-a produs era veșnicia primăverii de jur împrejur. Practic, vegetația din proximitatea locului era permanent înflorită datorită căldurii permanente. Repet, pomii care nu au fost distruși de flacără, ce se găseau în proximitate, erau permanent înfloriți, înfloreau în continuu datorită căldurii care era emanată de gazele naturale. Și care a fost rețeta? Cum s-a stins? Rețeta de succes. Au fost diverse rețete, rețeta de succes care s-a aplicat începând cu anul 1939. Ea a fost urgentată și de începerea războiului și, practic, o serie de elemente legate de siguranța, în special pe timp de noapte, în ceea ce privește reperarea. Devenise un far. Da, devenise un far. O luminiță pentru cei care survolau zona. Deci, practic, toate aceste elemente, dar și faptul că emanația a scăzut atât de mult încât, practic, discutăm de scăderea înălțimii flacării de la circa 160 de metri, 42 de metri în 1935, la circa 4 metri. Deci, practic, s-a redus foarte mult din intensitate. Suflul era mult mai mic și s-a stins în felul următor. Undeva în vârful dealului s-a construit un batal, s-a construit, practic, un ias natural în care s-au pompat cu un continuu apă din târnavă. Acest iaz a fost în permanent amestecat cu argilă adusă cu căruțele de la Basna și s-au pompat timp de aproape 6 luni în diverse etape prin 4 conducte de 400 de milimetri, circa 2000 de vagoane de noroi de foraj și ulterior încă 500 de vagoane de apă s-au injectat în sonda 5 Copșa Mică. Practic, discutăm de 2500, deci undeva la 40-50 de garnituri de tren care au fost pompate într-un termen relativ scurt, cu
concomitent cu deversarea acestui noroi în craterul în care ardea flacăra și care a făcut ca pe 21 martie 1940 flacăra să fie oprită definitiv. Flacăra a fost oprită, nu și emanațiile. Emanațiile au continuat. Zona a fost izolată printr-o pază militară, tocmai din dorința sau frica autorităților de a nu se aprinde acest gaz natural. Și, practic, stingerea definitivă a erupției s-a produs în 1947. Deci, între 1940 și 1947, gazele au continuat să erupte, zona era izolată și, practic, definitiv, abia în 1947 a reușit să se finalizeze ceea ce a însemnat erupția pornită în 11 iulie 1933. Aveți chiar și o lucrare împreună cu regretatul Marcel Piteu despre acest eveniment. Cum v-ați documentat? Cât de bine a fost, scrisă sau păstrate datele despre acest eveniment de la Copșa Mică? Să știți că pentru perioada interbelică, pentru ceea ce a însemnat Sonametan, pentru ceea ce a însemnat ordinea creată de Constantin Ioan Mota și conducătorul acestei unități, rigoarea era deosebită. Nu doar în cazul acestui eveniment, ci în cazul tuturor sondelor. Practic, până în 1945, cel puțin până în 1945, documentele care s-au păstrat, păcate multe s-au pierdut, sunt extraordinar de bine documentate. Se scria zi de zi ce se întâmplă acolo? Se scria oră de oră. Deci, practic, evenimentele erau monitorizate la minut. Vă ziceam că se cunoaște exact în 30 iulie că la 18.40 s-a reușit să se stingă flacăra și la 23.05 s-a reușit să s-a reaprins flacăra. Adică lucrurile erau monitorizate la minut. Erau făcute foarte multe fotografii în tehnica specifică din acea perioadă, foarte multe însemnări care aparțineau, o documentare foarte bună. Deci documentarea a fost una facilă, din păcate foarte multe documente s-au pierdut, dar noroc a făcut ca documentele aferente incendiului de la Copșa Mică să fie trecute la un moment dat, probabil în anii 48, 49, 50, în zona de strict secret și ele au fost desecretizate abia ulterior anului 1997, dar acest element a făcut ca să nu se piardă documente. Dar, repet, documentarea a fost relativ ușoară datorită exactității cu care erau tratate și seriozității cu care erau tratate lucrurile în acea perioadă. Este folosit acest eveniment, la școală, în domeniul de specialitate, ca exemplu? Da și nu, pentru că totuși tehnologia s-a modificat. S-a dezvoltat foarte mult. Și mai mult, aici probabil că cea mai mare eroare, să spunem, a fost întârzierea foarte mare cu care a venit, sau de fapt nu a venit niciodată, acea aprobare de la Ministerul Industriei. Deci problema birocratică probabil că a fost elementul numărul 1 care a determinat apariția acestui eveniment. Probabil dacă lucrurile erau mai operative și se ajungea să se cimenteze la zi coloana de la 760 de metri, nu se producea acest eveniment. Deci, cred că principalul învățământ sau principala lecție, principala lesson learned care am putea să o luăm de aici, este o birocrație funcțională și nu o birocrație care să creeze mai multe probleme decât reușit. Și partea pozitivă e cu Negru de Fum. Partea pozitivă au fost foarte multe elemente. Deci, în primul și în primul rând, în 1934 se ia hotărârea, în 1935 se și realizează prima sondă oblică din Europa. A fost o premieră europeană realizarea acestei sonde oblice și o reușită în același timp. Practic discutăm de o deviere de 153 de metri pe orizontală la o adâncime de 760 de metri, care a reușit să ajungă cu o precizie de 2,8 metri, adică practic eroarea, dacă vreți, a fost de 2,8 metri, practic a intersectat în pământ, la 760 de metri adâncime, o altă gaură de sondă care este cât un caiet, ceea ce a însemnat o adevărată performanță și unicitate în același timp în Europa. Un alt element important care s-a dezvoltat aici a fost Negru de Fum. Deci în momentul în care s-a constatat că chiar dacă s-a furat sonda 6 Copșa Mică, chiar dacă sonda oblică, chiar dacă a fost o reușită, tot nu se puteau capta gazele naturale astfel încât să se elimine sursa care alimenta incendiu, s-a ajuns la concluzia că singurul
mod de a opri incendiu este să se consume respectivul gaz natural care limita incendiu. Și atunci s-au construit, vă ziceam, 17 fabrici de negru de fum. Practic toată Valea Șomârtului era împânzită de fabrici de negru de fum, care erau niște fabrici artizanale, aș spune, erau pur și simplu niște șanțuri săpate în pământ. Pe aceste șanțuri erau montate conducte care duceau gazul natural din sonda 6, sonda 4, sonda 5 și era ars gazul natural, negru de fum, pentru că era o ardere imperfectă, se depunea pe pereții acestor canale, se răzuia ulterior cu lopății care se încărca în saci de hârtie. Toată Valea Șomârtului a fost împânzită, Mediașul, Proștea, deci erau 17 fabrici de negru de fum în toată această area. Un alt element de unicitate care a apărut în marea acestui incident a fost realizarea primei turle din fier. Practic, renunțarea la turnă din lemn s-a produs foarte târziu în România, abia în 1961, dar cu toate astea, prima turlă din fier care s-a construit în România a fost determinată de acest incendiu. De ce? Pentru că chiar dacă erupția inițială în 1933 s-a produs la 750 de metri față de sondă, în timp ea s-a apropiat foarte mult, ajungând în 1935, după doar 2 ani de zile de erupție, la 75 de metri și ajungând în ultimii ani să fie chiar sub sondă, la 4-5-6 metri. Atunci, practic, s-a ajuns la concluzia că pentru a desfășura activitățile specifice în gara de sondă este nevoie de o turlă care să reziste dacă focul cumva ajunge mult mai aproape de sondă și s-a construit în premieră această turlă din fier cu care s-au și reușit finalizarea erupțiilor în 1947. Specialiștii din străinătate au fost interesați de ce s-a întâmplat la Copșa Mică? Singurele informații care le-am găsit certe au fost practic prezența a Institutului sau a Asociației Inginerilor de Mine din Statele Unite ale Americii, care în 1935 s-au deplasat la Media și care au asistat echipa română la forarea sondei 6 Copșa Mică, la forarea sondei oblice. În afară de aceste date concrete, documentate, alte date nu am găsit și ca atare nu pot să răspund la astfel de întrebări. V-am adresat întrebarea pentru că CIA-ul a desecretizat niște documente referitoare la Media și apare sonda metanul și în document se specifică faptul că gazul metan este folosit pentru producerea negrului de fum și că este o industrie în dezvoltare. Deci înseamnă că s-a tras un semnal de alarmă. Da, s-a tras un semnal de alarmă, dar probabil nu suficient de mare ca să coste o dezbatere. Deci, repet, singurul element documentat a fost prezența celor doi americani în 1934-35 la Mediaș cu ocazia forării sondei 6 Copșa Mică. Alte aniversări până la sfârșitul anului? Industria gazei feră? O să mai fie astfel de aniversări, dar n-aș vrea să le dezvolui acum, aș vrea să le luăm rând pe rând pe măsură ce vor apărea. Ok, mulțumesc! Mulțumesc și eu!